Ora am plecat cu a doua? Nu. Salutare YouTube! Căldura aia nebună de ieri, pe noapte pe la 3 sau ceva, a venit o furtună și de atunci cam așa stau lucrurile, nori și chestii de astea. Nu știu de ce am impresia că ceva nu se mișcă cum trebuie la spate. Și dacă nu mi-e moale rata sau ceva, trebuie să verific. În fine, astăzi am scos motovlogul pe care l-am făcut ieri cu înmormântarea și cu răspunsul la motorbike. Și serios? Ce-ai pe măta? Și evident că de dimineață am avut ceva discuții pe YouTube, comentarii și așa mai departe, privitor la două subiecte. Unu, motociclist și felul în care evoluează ei pe drum, crezând că dacă au motor, n-au nevoie de reguli de circulație sau ceva, nu știu, că n-am înțeles exact. Cine ar putea să se gândească la așa ceva? A existat la un moment dat o postare pe Facebook în care unul a intrat într-un sens giratoriu, a văzut că era o mașină. Deci, motociclistul a intrat în sens, pe o trasă pe exterior, adică pe exteriorul benzii pe care venea, adică pe stânga cum ar veni. Și când intri în sens, buclă pe care el, evident, nu a apucat să o facă. S-a nimerit să fie o mașină acolo, care, pentru că el era totuși la o distanță de intrare în sens, a intrat în sens. Probabil că era un motociclist care nu prea circula pe acolo și nu a știut că e acolo un sens. Nu s-a uitat nici pe semnele de circulație, pentru că, mă rog,
pentru unii semnele de circulație sunt opționale. Și normal că mijlocul sensului era cu o ridicătură, o bordură, ceva de genul ăsta, au prins chestia aia și s-au dat peste cap. Deci că cine a fost de vină? Că mașina. Deci, cum adică mașina? Cum adică să fie de vină mașina? Dar de ce să fie de vină mașina? Că mașina avea stop la intrarea în sens. Eu nu știu unde ați văzut voi sens giratoriu cu stop, dar eu n-am văzut. Deci efectiv nu am văzut. Da? Ce dează trecerea? Nu că aici ar fi sens giratoriu, da? Orice sens giratoriu. Orice sens giratoriu este cu cedează trecerea. Da? Toată lumea cedează trecerea. Toată lumea, cu alte cuvinte, are prioritate egală. În momentul în care cineva a intrat în sens, el are prioritate. De ce? Pentru că tu schimbi direcția de mers. Sensul în sine este o stradă separată. Și tu, venind de pe strada X, te bagi în sens. Care fiind o stradă separată, ce să vezi, cedezi trecerea. Dacă cineva intră înaintea ta în sens, înseamnă că el are prioritate. Da? Acolo a fost o eroare de apreciere cumva, că unul, motociclistul venea cu o viteză destul de mare, acum nu pot să apreciez cât. Dar și să nu a fost decât viteza legală. Mă rog, oricum nu avea viteza legală, că înainte de sens, în principiu trebuie să reduci la vreo 30. Dacă ar fi să ne luăm după chestiile astea, ca să poți să reacționezi, în sensul că să pui frână, să nu știu ce, să poate că e trecere de pietoni, că se întâmplă la, în unele sensuri, să fie trecere de pietoni înainte de intrare în sens. Mă rog, și să dat peste cap toată lumea excitată că mașina e de vină. O, mașina nu e de vină, dar mâța asta de ce e moartă? Că au trecut drumul aiurea. Cum s-ar zice? Hai că până vii tu mă duc eu. Bun, și am avut o discuție pe tema asta cu cineva și mi se pare că și el gândește la fel ca mine. Și anume, îmi pare rău de motociclist. Nu e ok să faci un accident, chiar deloc. Îmi pare rău pentru oricine are accident. Că e cu bicicli, că e cu motorul, că e greu. E greu să te oprești când ești pe două roți, e greu să eviți chestii când ești pe două roți. Cu mopedul, cu whatever, e greu. Dar în momentul în care ți-o cauți, uneori ți-o primești. Iar ăsta, din păcate, și-a căutat-o. Că nu a fost atent, că nu știu drumul. Asta e, într-adevăr, se poate întâmpla, dar să nu vină și să zică, bă, mașina a fost de vină, că vezi, Doamne, mi-a tăiat calea. Bă, prietene, respectă regulile de circulație. Nu zic, că și ăștia-s cretini. Deci șoferii sunt cretini. Cu asta trec la subiectul numărul 2 și anume Cava Sexy Seme Bike Life Omnia Nihil și anume felul în care conduci. Ăsta era subiectul numărul 2, felul în care conduci, și anume frâne, viraj. Eu nu pun frâne spate, decât în momentul în care, doamne, e imposibil să mai evit ceva. Gen un obstacol, o chestie, o treabă, nu mai am cum să evit, pun frână. Spate. Împreună cu aia din față. Da? Să încerc să găsesc o bucată mai dreaptă de drum, adică fără denivelări.
Și să încerc să pun frână față, vine, acum la viteză destul de mare, nu o să pun frână prea mare, dar... Da? În momentul în care pui frână față, te duci în față, în sensul că te duci în cap. Roata față se încarcă, furca, da, se apasă. Asta înseamnă că presează pe roata față și presând pe roata față, îi dă mai multă aderență. În momentul ăla, poți să încerci, cum vine aici, de exemplu, să faci un countersting, și anume să îi dai un impuls în partea stângă la ghidon ca să te înclini în curbă. Ca să se încline motorul și să poți să te înclini în curbă, da? Asta în condițiile în care mergem, nu în condițiile în care ne oprim. Și atunci, dacă de exemplu în curba asta, da? Împing, asta v-am mai demonstrat-o, da? Cu counter steering-ul. Împingi în direcția în care vrei să te înclini în curbă. Vreau să mă înclin în curbă în dreapta, împing ghidonul încet și motorul se înclină în partea dreaptă și pot să iau curba. Mă ajut evident de poziția pe motocicletă și anume îmi mut piciorul cu genunchiul în exterior și cu vârful pe scăriță. Ăsta la picior mă țin lipit de tank și cu jumate de bucă afară de pe scaun, da? Mâna asta se sprijină cu antebrațul aici pe tank. Iar în cazul mâinii ăsta, el alte, în principiu ar trebui să stai cu cotul undeva în dreptul genunchiului, ca în caz de ceva să pot să echilibrez ghidonul, în sensul ca mâna să nu lase ghidonul să vobleze, dar nu să ții de el, adică nu să-l strângi, nu să te încleștezi pe el, ci pur și simplu să-i ții o contra în caz că vrea să vobleze. Ghidonul nu se strânge. Era unul care m-a enervat că tot stătea în spatele meu. Îmi plac ăștia care au impresia că să pot ține după mine sau nu știu ce, dacă aș vrea să merg. Dar nu vreau să merg, dar nu sta în curul meu la un metru. Mă rog. În momentul în care tu faci chestia asta, așa nume, înainte de curbă, te pregătești să îți reglezi viteza în care ești și viteza cu care rulezi, prin frâna de față, unii evident că pun și frâna spate. Până motorul este așa drept, faptul că pui frâna spate, uite, eu acum pun frâna spate, nu se întâmplă nimica. Motorul se oprește încet. Pentru că frâna spate nu are așa o pondere mare în... Pot să vă și arăt de ce. Ca să înțelegeți ideea cu frâna spate. Da? Ăsta e trierul de frână. Uite-te ce mărime are, da? Cât e atâta, da? Ăsta este discul de frână. Uite-te ce mărime are, da? Bun. Și acum ne mutăm în față. Și ăsta e trierul față, de pe partea dreaptă. Uită-te ce disc de frână și mai este exact aceeași chestie pe partea altă. Deci vă dați seama că sensul frânei spate este oarecum minor. Sensul și efectul. Dacă ai scăriță racing, se poate întâmpla că aici așa, nu cred că ați văzut într-un
într-un motovlog de-a meu în care am dus, am zis că am dus la ITP motocicleta. Acolo Alex m-a ajutat să-mi fac un arc. Aici în spate la chestia asta sunt două arcuri. Da? Unul care atunci când apeși frâna ți-o ridică înapoi, da? Deci un arc când apeși frâna ți-o ridică înapoi, și unul atunci când apeși frâna trage de un fel de întrerupător, iar întrerupătorul ăla aprinde becul de la stop, da? Din nou aici, da? La maneta de frână față, chestia asta apasă un întrerupător care în momentul ăla prinde becul de acolo, cred că da. Care prinde becul stopul. Dacă ai chestii de astea aftermarket, s-ar putea să nu ai bucata asta, care înseamnă că tu apeși, dar frâna prinde, că frâna nu e electrică, e pe ulei sau pe lichid de frână sau mă rog. Da, dar nu aprinde becul spate și nu știe lumea că frânezi. Tu frânezi și te oprești, dar ăla din spate rulează încă cu viteză, că tu nu ai semnalizat că te oprești. Și e posibil să vă plezniți cumva. Da? Și atunci acum am făcut o paranteză, da? Deci, în principiu vrei să apeși frâna în spate, că crezi că o să te ajute, dar de fapt nu o să te ajute. Ce te ajută, în schimb, este accelerația. În momentul în care tragi accelerația, da? Motorul stă drept. Da? Deci motorul stă absolut drept. Încă aveam 30 și nu era accelerația trasă, la motorul tot aproape că drept stătea. Da? Ce înseamnă asta? Că de exemplu dacă ajungi într-o curbă și ești aplecat, da? Și dintr-un motiv sau altul vrei să schimbi, adică vrei să te ridici din curbă. Evident că la ieșirea din curbă vrei să te ridici din curbă. Numai că acolo intră oarecumva evoluția normală a motorului. Da? Dar dacă într-un fel sau altul vrei să te ridici din curbă, dar să îndrepti poziția motorului, nu pui frână în spate. Accelerezi. Da? Și atunci te îndrepti. Problema cu îndreptatul este alta. Că în momentul în care te îndrepti, te duci în direcția în care este îndreptată roata spate, care este roata tractoare. Da? Eu acum am roata îndreptată încolo, deci unde mă duc? Mă duc în Tirsa la 164, la 2, da. Hai să fac piciorul. Da, deci mă duc în față. Sau mă duc în direcția în care e îndreptată roata tractoare. Și atunci trebuie să fii foarte atent cum faci să nu îndrepti roata. Da? Decât atunci când roata este în direcția în care mergi. Pentru ca roata să fie cât mai repede în direcția în care mergi, într-o curbă, tu trebuie să ajungi în apexul curbei. Și tocmai asta discutam
în motovlogul anterior, că e destul de complicat să te duci în apexul curbei, pentru că apexul curbei îl găsești în exterior, da? Deci în partea asta a liniei, da? Și în momentul când ai ajuns aici, să zicem, din punctul ăsta, vezi cel mai bine ieșirea, ăla e apexul. În momentul ăla ar trebui, pac, să arunci motorul în curbă. Da? Evident, fiind deja cu jumate de bucă în afară, cu chestii de genul ăsta, da? Dar chestia asta nu o faci când ești pe drumul public, pentru că nu știi că poate vine unul cu două sau patru roți pe banda ta, că așa se conduce la noi, și îți iese în față și în momentul ăla te-ai căcat pe tine, te-ai lovit de ăla, ai murit, ți-ai omorât motorul și chestii de genul ăsta se întâmplă. Deci nu o să faci chestia asta și de aia vedeți pe foarte mulți motocicliști care se bagă în curbă în felul următor, da? Să zicem că aici ar fi curba, el începe curba aici și se duce așa foarte aproape de interiorul curbei. Problema atunci este că la ieșire, când tu accelerezi, ești cu direcția îndreptată, cu roata din spate îndreptată spre axul drumului. Ceea ce înseamnă că ieșirea ta se va face pe contrasens. No bueno. No bueno. No Gucci. No. Da? Deci, cumva, trebuie să te gândești că tu intri în curbă acum și probabil ți-e ușor să intri în curbă așa, dar trebuie să și ieși. Și la ieșire, când îi de accelerat, atunci roata spate trebuie să aibă poziția cât mai paralelă, să zic așa, cu axul drumului, da? Nu, înțeleg că e greșită ideea de cât mai paralelă, dar oare cumva să aibă un unghi, ăla că se poate zero, adică să fie paralelă cu axul drumului. Pentru că altfel nu o să iei bine curba, da? De exemplu aici, eu vin așa, iau curba pe aici și aici trag. Unde mă duc? Mă duc în afară. Da? Dar dacă eu vin aici și iau curba așa, unde mă duc? Mă duc unde trebuie, în interiorul curbei pe care vreau să o iau. Da? Nu ies pe contrasens. Nu intru pe contrasens și nu ies pe contrasens. Da? Nu intru pe aici ca să iau o curbă așa. Asta e o prostie. Da? Aici, fiind apexul curbei, aici... Mi-am pregătit deja viteza, mi-am pregătit deja în ce viteză sunt. Și când ajung acolo, eu nu mai trebuie să fac decât să-i dau un impuls motorului ca să se încline și în momentul ăla să-l ajut cu corpul într-o oarecare măsură, da? Și să mă apuc finuț să deschid accelerația ca să am tracțiune, da? Nu las motorul să meargă în inerția din curbă, pentru că atunci nu-l ghidează nimica. Motorul niciodată nu este ghidat de frână. Adică nu este ghidat cum trebuie de frână. Motorul este ghidat cum trebuie de counter steering și de accelerație. Astea sunt cele două metode prin care ghidăm un motor. Da? Îl influențez. Da? Apăsând în contra. Da? Contraintuitiv cumva, vreau să intru în partea stângă, apăs în partea stângă, motorul merge în partea stângă, da? Și invers.
și prin accelerație, da? Dacă las mai încet accelerația, normal că motorul mergând mai încet și fiind înclinat, are loc, nu știu, gravitația, adică motorul ca și când ar cădea. Dar ca să nu-l fac, să nu-l las să cadă, atunci trag accelerația și motorul prinde aderență, se ridică și ieșim din curbă. Cam ăsta e principiul de funcționare. Evident că nici eu nu-l fac cum trebuie și probabil nimeni nu-l face cum trebuie. Dacă v-ați uitat la MotoGP și ați profesioniști în chestia asta, da? Ați observat că și ăia o mai dau de gard uneori. Că e normal. Adică n-ai cum. Așa se întâmplă treaba. Da? Că nu-și fixează bine frâna, că nu știu ce-au pus, că le-a fugit fața, că le-a fugit spatele, că hindsight, că low sight, că puii mei, că chestii. Da? Și se întâmplă. Dale. Da. Când ești muci, când mănânci muci, ce vrei? Da, mă rog. Da, deci și acolo sunt condițiile, hai să zicem că printre cele mai perfecte de mers cu motorul, da? În care mașinile alea sunt făcute să funcționeze exact pe pista aia, exact în condițiile alea, exact, exact. Da? Și totuși sunt și șoferi aia, șoferi profesioniști care fac chestia asta de ani de zile și evident că li se întâmplă și lor. Da? Tu vii aici, da? Vrei să iei curba asta, da? Intri pe aici, că pe aici e apexul. Da? Aici e undeva ar trebui să fie apexul de la curba asta. Că trebuie să vezi și eu. Deci undeva aici. Da? Aici tu vii și vrei să iei curbă. În momentul în care vii aici și vrei să iei curbă, da? Vei observa că este canalul ăla acolo. Care canal nu numai că e un simplu canal, dar e și plin de tot felul de nisip și chestii. Da? Plus de alta, cineva a venit, nu știu, a aruncat un pic de apă aici pe trecerea asta de pietoni. Iar cum v-am zis și în celălalt și cum văd că vă zice multă lume, în momentul în care treci peste chestiile astea de liniile astea de la trecere de pietoni, mai ales în condiții de ploaie, dar și în condiții normale, aderența se schimbă. Adică ele nu sunt prea aderente, ba din contră. Da? Deci ce o să faci? Păi o să te sperii. Asta e primul impuls, e normal, e natural, e clar, da? Și ce o să faci? O să pui frână. În momentul în care pui frână, te dai peste cap, pe aici spun eu. Să nu, da? Pentru că nu ai cum altfel. Pentru că dacă tu pui frână, pui spatele, când ajungi acolo, deja nu mai ai nicio tracțiune, că ai pus spatele și nu mai are cine să tragă. Da? Deci odată din spate e aproape blocată și nu ai nici motiv să te îndrepti. Pentru că dacă te îndrepti când ești acolo, te duci în tufișul ăla. Da? Da? Și atunci, da? Dacă pui pe față cumva, da? E clar că fața oricum, în condițiile astea, cu mizeria asta după aici, dar acolo cel puțin, când a intrat în gaură aia și a făcut un tâc, 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 îi trebuie un pic suspensie, chiar dacă e un speed și are suspensie mai tare, un pic o aruncă în sus și probabil că nu are aderență și tu prins frâna un pic, da? În momentul ăla șanse mari sunt să-ți fugă fața. Deci să aluneci. Da? Dacă nu-ți fuge fața acolo, îți fuge spatele sau fața pe trecerea de pietoni. Deci nu înțeleg de ce să pui frână. E adevărat, e foarte contraintuitiv. Și
din punctul meu de vedere, aproape aberant. Dar soluția la acest caz este să tragi de gaz. Da? Să faci counter steering-ul corect și să tragi de gaz. Nu să pui frână. Să faci counter steering-ul corect, să te lași și să tragi de gaz. Da? În sensul că să te lași tu, pentru că dacă te lași tu, te lași tu mai mult, poți să ții motorul mai drept. Și asta înseamnă că nu o să aibă un unghi așa de mic în curbă și probabil că o să ieși un pic pe banda alaltă, deci nu pe banda pe care ai vrut să ieși, deci că o stradă cu două benzi, dar într-adevăr e sens unic, deci nu contează. Da? Ești mai încolo, ești cumva spre mașina roșie, spre Fordul ăla gri, dar nu ai dat cu tine de pământ, cu motorul de pământ și cu vreo 3 pietoni, copii minori de pământ. Cu motorul de 100 de kg peste capul lor, 170. Așadar, YouTube, mersi mult că v-ați uitat, dați un like dacă v-a plăcut, dați un dislike dacă nu v-a plăcut, dați un share dacă credeți că alții ar putea fi interesați, mersi mult, seară faină, v-am țucat. Hashtag OiDeepFireblade, Kawasexy, Seme Bike Life, Omnia Nihil.